Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Sâmbătă a fost cea mai sângeroasă zi din istoria Israelului, când numeroase comandouri teroriste Hamas venind din Gaza au luat cu asalt sudul țării, în timp ce alte zone au fost ținta unui masiv bombardament cu rachete. Aparent au fost trase peste 2500 de proiectile în doar câteva ore. Sunt peste 650 de morți, mulți dispăruți. Au avut loc atrocități înfiorătoare pe străzile orașelor israeliene din sud, unde teroriștii Hamas au înjunghiat civili pe străzi, au împușcat femei, copii, bătrâni, au luat numeroși ostatici, probabil peste 100. Scene de iad s-au petrecut, culmea, la un festival muzical pentru pace de la granița cu Gaza, unde teroriștii Hamas au atacat inclusiv din aer cu parapante motorizate și de la sol de pe motociclete, mitraliind publicul și ucigând peste 250 de tineri. În Gaza, gloatele au linșat ostatici și au dansat literalmente pe cadavrele israelinilor uciși. Israelul a declarat război acestei organizații teroriste și se pregătește să invadeze fâșia Gaza, unde Hamas guvernează de altfel încă din 2006, după ce Israelul s-a retras din acest teritoriu. La telefonul este politologul și analistul militar Claudiu Degeratu. Bună dimineața! Bună dimineața! Acum, ca să punem în context pentru ascultătorii noștri, Gaza este un teritoriu din sudul statului Israel, care are și o graniță foarte mică cu Egiptul. E un teritoriu un pic mai mare decât Bucureștiul. Acolo locuiesc aproape 2,5 milioane de persoane, arabi, în imensa majoritate palestinieni, în câteva așezări supraaglomerate. Populația este super radicalizată acolo și susținătoare organizației Hamas. Ce poate face Israelul în aceste condiții? Adică o declarație de război e ușor de făcut, dar ce poate face mai departe? Da, este bine că întrebați, pentru că există o diferență între ce își propune și ce poate să facă. După cum vedeți, oficial, guvernul israelian a declarat că are două obiective: să elimine pentru o perioadă foarte lungă de timp capacitățile militare ale Hamas din această fâșie și în același timp să elimine capacitatea Hamas de a guverna regiunea. Deci două lucruri, două obiective foarte ambițioase. Cred că în acest moment ce poate să facă Israelul este să se angajeze într-o operațiune pe termen lung și dificilă, exact cum a admis inclusiv premierul Netanyahu. Și se observă deja pașii pe care au fost deja anunțați, eliminarea tuturor teroriștilor, probabil că au fost deja eliminați. Aseară încă mai erau trei locuri în care, sau locații israeliene în care acționau teroriștii ai Hamas. După aceea urmează desfășurarea unui cordon de securitate militar la granița cu fâșia. Dar fâșia Gaza și este sub blocadă israeliană de când Hamas a preluat puterea acolo. Adică e adevărat că israelienii le furnizau electricitate, da, mă rog, utilități în zona respectivă, dar era o blocadă militară și comercială încă din 2007, dacă nu mă înșel. Da, numai că aceasta vedeți că în timp, și specialiștii spun că în timp ea a evoluat spre un dispozitiv militar securizat cu un gard de securitate, cu sisteme de supraveghere electronică, în timp ce acum vom avea o desfășurare convențională cu mai multe forțe militare israeliene pe teren. Aceasta este diferența. Vor fi probabil întărite foarte mult aceste dispozitive vizibile și puternic înarmate față de situația de dinainte de sâmbătă. În al doilea rând, măsurile au fost administrative, au fost clare. Au fost tăiat curentul, apa, facilitățile care erau furnizate în mod normal de către statul israelian. Și urmează după aceea, sigur, să vedem o intensificare a operațiunilor, în special aeriene, împotriva activității Hamas și a locațiilor Hamas din fâșie. Își poate permite Israelul un război urban masiv în zona respectivă? Adică totuși Israelul e o țară cu o populație de 10 milioane de locuitori.
acolo Gaza, orașul Gaza și celelalte așezări, câte sunt ele, 3, 4, 5, sunt extrem de dens populate. Ar fi un război urban extrem de dificil. Da, aveți dreptate. Dacă ne uităm la ce s-a, la cum a evoluat doctrina militară izraeliană și reforma armatei izraeliene în ultimii 10 ani, putem spune că nu vom avea un război urban așa cum știm, cu lupte pentru fiecare casă, exact cum era prin, eu știu, prin alte zone din Orientul Mijlociu sau mai așa mai aproape de experiența noastră, să zicem, asedia asupra Berlinului în al doilea război mondial, în care fiecare casă devenea de fapt un punct defensiv. Sau războiul din Ucraina acum, lucru, cu rușii care distrug orașele sau satele, casă cu casă, ca să elimine apărătorii ucraineni. Și spun asta pentru că Hamas a dezvoltat, pe lângă vechile tuneluri de protecție de localitățile din Gaza, a dezvoltat și un sistem operațional numit subteran de zeci de kilometri. El a mai fost bombardat în 2021 de către Israel, a fost refăcut. O mare parte din pregătirea atacurilor de sâmbătă s-a făcut în interiorul acestui sistem subteran. Deci, probabil că Israelul nu va intra pe teren până nu se va asigura că acest sistem subteran este măcar anihilat parțial și scos din funcțiune acolo unde au nevoie. La acestea se adaugă menținerea acelor tuneluri de atacuri, care sigur au mai fost blocate de actualul zid de securitate făcut la limita fâșiei Gaza de către armata izraeliană, dar care ele sunt extinse, adică sunt destul de aproape de punctele de acces ale armatei izraeliene în această regiune. Claudiu Degea, da, vă rog, mai faceți o evaluare, mai avem câteva minute. Acum, atacul acestor comandouri pare să fi luat complet prin surprindere serviciile secrete israeliene, armata, islamiștii se felicită că au demonstrat că Israelul nu e nici invincibil și nici vulnerabil. Care vor fi efectele acestei demonstrații în Israel? În Israel probabil că va exista o încercare de, să zicem așa, eroică de a mobiliza mai bine armata și de a regândi strategia. În al doilea rând, sigur, din punct de vedere politic, probabil că lucrurile sunt destul de tensionate, pentru că, vedeți, prima mișcare politică al Netanyahu a fost să încerce formarea unui guvern de Uniune Națională după săptămâni și luni de situații tensionate cu opoziția și cu societatea civilă, și probabil că urmează menținerea unei stări de alerte foarte ridicate cu mobilizarea rezerviștilor. Acum se spune că sunt 100.000 de rezerviști mobilizați, probabil că se va dubla această cifră în următoarele zile spre 200.000. Din rezerva operațională existentă de vreo 450.000 de rezerviști. Deci cumva se intră într-o logică de război și societatea se va concentra de fapt pe prioritatea aceasta militară, însă în același timp sigur vor fi și multe evoluții politice care să pregătească cumva un fel de poliță pe care trebuie să plătească actualul guvern, care, mă rog, Netanyahu a inspirat de mai mult timp o reformă armatei izraeliene care acum vedeți că își arată limitele. Mulțumesc foarte mult. Situația încă fluidă acolo. Consecințele politice, militare, nu doar în Israel, ci în întreaga zonă, vor fi masive de urmări ce se întâmplă. Claudiu Degeratu, politolog, analist militar, mulțumesc foarte mult pentru prezența în Deșteptarea. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.